Just want to check the time. It's 6:27. We want to take the next 10 minutes or so, 12 minutes for the children in English to preach the word of God and to proclaim the gospel message tonight. Dar înainte să începem, dragii mei, mă gândesc la limba noastră, așa de frumoasă, limba română. Cântarea care am cântat-o azi dimineață este ca o rugăciune. Cântarea aceasta spune așa de frumos: multă pace am găsit când eram chiar doborât. Nu știm, dragii mei, din seara aceasta sau dintre noi, câți dintre noi am găsit pace când eram chiar doborâți. Este așa de frumos acest verset și corul spune așa de frumos: Iisus a biruit și mormântul e gol. Slavă Lui în veci, dragii mei. Victoria e a Lui, înviat este în vecii și din mormânt când mă va scula. Dragii mei, vă amintiți așa de frumos? Am predicat aici despre acest bob, să zic, care rămâne în noi. Dacă Domnul Iisus Hristos nu vine, părinții mei vor trece din viața aceasta și dacă tot nu vine, și eu voi trece. Și dacă tot nu-i vine, copiii mei vor trece. Și în acest zăcând în pământ, e corect să zic acesta? Zace în pământ. Îl vom aștepta pe Iisus. Și din mormânt, când mă va chema. Fără lacrimi, fără dureri. Așa am cântat, frate Teo, God bless you. O cântare așa de frumoasă. Dacă vreți să o ascultați, puteți să ne ascultați pe noi, dar puteți să ascultați și pe BBSO. Cântă așa de frumos, nu știu câte milioane de, am vrut să zic miliarde, dar câte milioane de views they have. It's amazing, e o cântare așa de frumoasă. Și astăzi avem această dorință să fim mai aproape de Iisus, să fim mai aproape de El. Children, for the next 10 minutes or so, I need your undivided attention. After this, Pastor, is it okay if we do the collection so the band can prepare? We'll have the Gospel Dream video tech team, if you can prepare that after I finish, after we pray. We can have the Gospel Dream video and then the brass band will get ready and we'll sing together with the brass band. But children, I want you to open your Bibles, if you have them, if the tech team can help us as well, to Mark chapter 16. We read from it this morning. We were supposed to read from it with the worship team, but we were a little bit fewer tonight, and that's okay. It's good to worship the Lord. In the Romanian culture, my children don't know this, but there's that wonderful song, Doi sau trei în sfântuți nume, când se vor uni. Do you guys remember that? What does doi sau trei mean, children? Two or three. So if two or three of us get together and we call upon the name of Jesus, he's there. So whether we're two or 2,000, he is present. Mark chapter 16, verse 1. When the Sabbath was passed, Mary Magdalene and Mary, the mother of James, and Salome brought spices so that they might go and anoint him. Who were they going to anoint? Jesus. They were going to Jesus. It was early in the morning. I don't think Martha was there. I don't think Martha was there. I think if Martha was there, she would have known that something was going to happen. Because we read in John chapter 11 that Jesus turns to her and says, I am the resurrection and I am the life. And even if somebody dies, though they die, they shall still live if they believe in me. And then he asked, we heard Chris say it this morning, do you believe this? Children, do you believe in Jesus this evening? Amen. Do you love him with all your heart? Amen. Are you... I know it's difficult because you're little and you live in a world that is very different than the world I grew in. So Isaac was born when I was 28, so it's about 30 years difference in technology. I grew up in the 90s, he's growing up now, and it's night and day difference. You can do anything at any time for any reason. You can send money, you can call to China, you can, whatever your heart desires in essence, you can do on a little phone. And the reason why I'm saying this is because technology changes. The way we read the Bible, whether it's on a phone or in a book or even on the internet, wherever it may be, these things change. But the truth of Jesus' resurrection will never change. And that's amazing. Hallelujah. So children, it doesn't matter whether someone, because even when I was your age, they were saying, well, I don't know if Jesus really was raised from the dead. I don't know if he's alive. And I told them, you don't know because you don't believe. If you would take the time to read the Bible, if you would take the time to search the scriptures, you would understand
that Jesus is alive and that he is not only alive, but he's working through us, through the Holy Spirit. What did Jesus tell the disciples' children? What did he tell them when he was going to go? The disciples were very upset. They were very distraught. They were sad. Jesus said, I have to go. And the disciples said, we don't want you to go. But he said, if I don't go, then the Comforter will not come to you. And who is that Comforter? The Holy Spirit. How many of you also love the Holy Spirit tonight? This wonderful and amazing burning of the heart. Sometimes when you don't know what to say, you can just cry before the Lord. And I know, again, you're young and things are different. But you need to turn your eyes to Jesus. Turn off the phone. Turn off the TV, turn off Netflix, whatever you're watching, turn off the Game Boy or the game systems that you have, Nintendo Switch. My children are dying to get a Nintendo Switch. Turn it off, read the Bible, and just close your eyes and think about Jesus. We sang this song today, a beautiful song, and I'm just going to repeat part of it. Living Hope says, then came the morning that sealed the promise. And I love the line. Again, the Holy Spirit works through poets. And I was thinking about the songs. O mica paranteza, I was thinking about the songs that Fratele Moldovianu was writing. And we were at the funeral for Brian's dad, for Fratele Țirlia, and they sang the song, Tăria mea, tăria mea. It's an amazing song. It's not written in the Bible. It's not necessarily Holy Scripture, but it is God-inspired. And it's amazing how amazing the Holy Spirit works. But here, his buried body began to breathe. Isn't that amazing? He was dead. Jesus was dead. It's hard to think about that. It's hard to think that Jesus was actually dead. It's hard to think that they had to take his lifeless body off the cross. One of my favorite paintings is the painting where they have Jesus and they're removing him from the cross and they're getting ready to prepare his body. But his buried body began to breathe. So when you're at night, when you're going to sleep and you turned off all your electronics and you're praying in your heart and in your mind and you're laying in bed in the dark, think about that Jesus' body was also in the dark. It was in complete darkness. And all of a sudden, he began to breathe. It's amazing. It's amazing the miracle that God has done for us, for our sins, for our sanctification. And I'm going to go to the last verse here, and the time is going really quickly. But children, you have to understand that that power that raised Jesus from the dead, Apostle Paul tells us that it's also in us. It's also in us. The resurrection power, actually, Paul says, the resurrection power. It's not just any power. It's not the power of having a lot of money, even though that's good. In this world, quote unquote. It's not political power. It's not even natural power. If you think about the oceans, you know, there's another song that says, who can stop the waves? Can anyone stop the waves? No, there's no way you can stop the waves. There's not a technology on earth that could stop the waves. I mean, you could build a wall, but after 10 years or 20 years, if you don't maintain that wall, it will be destroyed. Even if it's 10 meters thick, it's going to get destroyed. You can't stop the waves. You can't stop the power of the Holy Spirit when it's working in your heart. And I want you to know something tonight, because the truth of the resurrection in our lives and in your lives, young children, doesn't matter if you're 8 years old or 10 years old or 16 years old, however old you are today, or 18, this truth will become a deep seed of hope and of love in your life. I want you to know that the world has absolutely nothing for you. Okay? Absolutely nothing. When I was a young man, like 15 years ago, 18 years ago, when I was in college, I made a list of my career, and I wanted to become a senior director. I didn't want to become a vice president, because your life is consumed. And I'm 42. I just turned 42, but I became a director at 39, and the next step is a senior director. And I plan to work for another 25, 30 years. What's going to happen to me? That's not something that I mean, I like working. I like doing what's right, but my fulfillment is not in work. My fulfillment is in Jesus Christ, and it should be for you too, okay? Let's go back to the Bible and read the last verse here before we pray. Let's take two or three more minutes here. Mark chapter 16, if we can put verse 4, please. These are the ladies. They're looking up.
They saw that the stone had been rolled back. It was very large. I want you to imagine the stone. My parents, my mom and my dad, were at the tomb of Jesus Christ. How big is the opening? It's like this big because you have to crouch to get underneath, right? The entrances. So the entrance, let's say it's like this big, like this. Imagine there's a stone that is that circular, that big. It's like a mata. Do you guys know what a mata is? A mill? An old mill? There's two stones like this. They're really big stones. They're like this, and it grinds, it runs. It grinds the flour or the wheat or the corn. That's the stone that was there, and they saw that it was rolled away. It was very large. And they entered into the tomb, verse number 5. They saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were not happy. They were afraid. They were alarmed. And this young man, this angel, said to them, "Do not be afraid. Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen. He is not here. Come and see the place where they laid him." I think at that point, they were even more confused. Because if there's no faith in our lives, young children and young people, everything in this world doesn't make sense. But when you have the faith of God, and you have this faith that God gives you through the Holy Spirit, that is not from us, it's nothing good that we deserve or that we've done, that's what happens. And it says here to go back, go to your friends, go to your family, go and tell everybody, just like the shepherds. Do you remember the shepherds? When the shepherds came to see Jesus when he was a little baby, when he was born, they went out. Jesus didn't tell them. Jesus was a baby. He couldn't talk. But they went out on their own, and they told everybody about Jesus and about the miracle that happened and the angels that came, and they saw the miracle. This was for his birth. Just imagine how wonderful it was for the resurrection. So he told them, go and tell everybody that he is risen. Let's read it together. "But go tell this, or tell his disciples and Peter, that he is going before you to Galilee. There you will see him just as he told you." I want to just focus on two words in verse number 7. And Peter. Go tell the disciples and Peter. Why did he say that? Because Peter made a big, big, big boo-boo. He made a big mistake before Jesus died. A really big one. He not only turned his back on Jesus and, in essence, betrayed him, but he also lied. And he was full of pride. And he did all these things, and it was a very, very difficult time for him. And the lessons that we have, and that's in John, we're not going to read from John tonight. That's all we're going to read from the Bible this evening in the English language. But the young man, again, the angel mentioned Peter, and nothing in the Bible is by accident. Nothing. Absolutely nothing is by accident. Hallelujah. I want you to take Peter's name out and put your name in there tonight, young person, young child. Go tell the disciples, and go tell Isaac, and go tell Jeremy, and go tell Lemmy, and go tell David and Andrea, go tell Joshua, that Jesus is going to meet them in Galilee. Can you imagine that? I think they were like, what? What are you talking about? He's alive? Yes, Jesus is alive, and he's going to meet you. He's going to meet you just like he promised. Go tell his disciples, and tell especially Peter. Tell Peter that Jesus is going to meet him in Galilee. And that's exactly where they met him. They were fishing. What did Peter say? I'm so stressed out. I'm going fishing. That's what we do sometimes, right? Have a bad day. I'm going to go play my guitar. I'm going to go to work. I'm going to go do something else. I'm going to go do something else. Forget it. And guess what? He failed again. He failed Jesus, and he failed again. And Jesus called out. I don't know if he changed his voice because they probably knew his voice. But he said, "Children, have you caught anything? Do you have any fish?" And they said, "No, nothing." And they threw, he said, "Cast your net on the right side of the boat," and they cast their net. And I love this about the Bible, and I love it about Jesus, that if we fall, he picks us up again. And if we fall again, he picks us up again. It was the exact same miracle. It was the exact same miracle where Peter said, "Go away from me, Jesus, go away, because I'm a sinner. Leave me alone, go away from me." That's what he said, because he saw the miracle. He saw that God did something amazing in his life. And when it happened again, I think Peter, his eyes must have just blown up. And he said, "It is the Lord. It's the Lord. I'm going to see him." And it's the only time I like to say this because I don't get to preach this often, but it's the only time that someone put their clothes back on to jump in the water.
I like to say that because the Bible says very clearly that they were stripped. They were fishing in their, probably just their normal attire, like swimming shorts. That's it. So Peter, out of love and out of respect, put his clothes back on and he jumped in the water and he went to see Jesus. That's how much he loved him. Can you imagine that? I take my children to Lake Huron and it's a big lake. I mean, you can't see the other side of the lake, but just imagine being, you know, 50 yards out or 100 yards out and being so happy that someone came that you would jump in the water and swim to the shore. That's what Peter did, because the angel told them, go and tell the disciples and go and tell Peter that he's going to meet you there. Isn't that amazing? I think when we were little, if someone said, like when my dad was in Israel for 3 months, I remember when he came back and how happy we were. We were at the airport and he grew a beard. It was very strange. It was very different. But I think in my heart, it was like somebody would have told me, go to the airport because you're going to meet your dad. Go there and go see your dad. Go to the airport. He's going to be there. Go see him. I think that's exactly what they were saying to the disciples who were afraid and who were upset. Just like we are many times, we're stressed, right? Young people, we're stressed. We don't know what to do. Go to Galilee and he's going to meet you there. Let's stand. Heavenly Father, we thank you in the name of Jesus for your word tonight. Thank you for the word that is always good, for the seed of your word that is always such a blessing for us. Thank you for the young people who are here tonight. We pray for the Madish family, for the Buya family. We pray, Father, for the Barbu family. We pray for all the other young children who are here, the children and the young teens. We bring them before you, Jesus. Thank you, Jesus, that you're working in their lives. Thank you that you are the resurrected King. Thank you that you are working in their lives and that they have you for themselves, Father, that you have touched their lives. Be real in their lives, Father. Be real. Be real, be real, be real in their lives by the power of the Holy Spirit, and help them to understand that you love them. Help them to understand that your grace is enough for them. Help them to understand that you are the risen King and that you rose from the dead even for them, and that your power of resurrection is good for them even today, even right now, on this Resurrection Sunday, on this Easter Sunday in 2022. We ask this in Jesus' name, Father, and know that you're going to do more than what we could ask. And we thank you again in his name. Amen. Iubiților, până se pregătește fanfara, dacă tot... Putem să zicem din toată inima, Hristos a înviat. Fratele Aurel, parcă a știu despre ce vom împărtăși în seara aceasta. Sunt convins că ceea ce
vom împărtăși împreună nu vor fi lucruri noi. Probabil că l-ați auzit de multe ori, dar așa cum spunea Apostolul Pavel, mie nu mi-e greu să vi le spun din nou, iar vă sunt de folos. Cu ajutorul Domnului sper ca și ceea ce vom împărtăși în seara aceasta să ne fie de folos la toți. Ne întoarcem la Domnul Iisus Hristos. A fost răstignit, a fost pus în mormânt și așa cum se spune aici, moartea lui a fost sigură, ceea ce a convins pe toți creștinii din toate vremurile că Domnul Iisus Hristos a fost cu adevărat mort, este că atunci când soldatul roman a înfipt sulița, zice că o înfigea în inimă și plămân cumva, ca să fie sigur, sigur că cel care a fost răstignit nu mai este viu și a curs apă și sânge. Sigur a fost mort pe cruce. Gândiți-vă apoi la ucenici. Toată speranța lor a fost parcă sfărâmată. Au crezut că Domnul Iisus Hristos va deveni eliberatorul lui Israel. Au vrut să, dacă era posibil, să-l încoroneze în Ierusalim ca noul împărat al lui Israel. Și n-a fost așa. Și probabil mulți au încercat să explice de ce numai câteva zile mai târziu poporul s-a întors împotriva lui. Probabil că ar fi zis, putea să o facă și n-a făcut-o și n-a vrut să o facă. Și atunci toate glasurile s-au schimbat în niște cuvinte care poate și astăzi când le spunem par groaznice. Răstignește-l! Răstignește-l! Și Pilat a vrut să-l scape. A vrut să facă tot ce e posibil să nu fie condamnat la răstignire. Și n-a reușit. N-a reușit pe de-o parte că era teamă datorită situației lui politice în care se afla. Pe de altă parte, poporul care era instigat, parcă ca un singur om, împotriva celui care era Fiul lui Dumnezeu. Și mulți au înțeles că este Fiul lui Dumnezeu, au știut că este Mesia. Dar pentru faptul că nu și-au realizat planurile lor, s-au întors împotriva lui. Și Domnul Iisus Hristos a fost crucificat. Ucenicii și ei și-au dorit ca Domnul Iisus Hristos să devină împăratul lor, nu? Probabil fiecare râvnea la câte o slujbă înaltă în Ierusalim. N-a fost așa. N-a fost așa. Domnul Iisus Hristos este răstignit, este pus în mormânt și pentru cel puțin două zile a fost liniște completă. Liniște totală. Sufletele zdrobite, speranțele decimate. Dar a venit ziua a treia. Ziua a treia, când Domnul Iisus Hristos a fost înviat din morți. Aleluia! Aleluia! Glorie lui Iisus! Este cel mai mare și cel mai important eveniment din istoria omenirii. Învierea Domnului Iisus Hristos, pentru că a adus mântuirea întregii omeniri. Toți puteau să fie mântuiți. Au fost toți mântuiți? Nu. De ce? Care a fost problema? Nu era de ajuns jertfa Domnului ca să-i mântuiască pe toți? Ba da. Și totuși, așa de puțini, au crezut în jertfa Domnului și au primit mântuirea. 1 Corinteni 15 cu 12 zice așa, iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos
n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. De ce este așa de importantă învierea Domnului Iisus Hristos? Pentru că în ea avem nădejdea că așa cum El a fost înviat, tot așa și noi vom fi înviați în ziua de apoi. Acum, Domnul Iisus Hristos înviază din morți. Sunt atâtea teorii că care a fost 3 zile și 3 nopți, au fost numai de-a 3-a zi, nu contează. Domnul Iisus Hristos a înviat. Întrebarea mea este, cui s-a arătat Domnul Iisus Hristos? Cui s-a arătat El? Numai ucenicilor. Nu s-a arătat dușmanilor. Niciunul din dușmanii Lui nu L-au văzut înviat. Nu este interesant? Ce putea să zică Domnul Iisus Hristos? Să ducă la dușmanii Lui să le spună, aha, stați acum să vedem care e mai bun, care e mai mare, care e mai puternic. Cred că toți ar fi încremenit. Dar nu s-a dus la ei. Ci s-a arătat numai și numai ucenicilor Lui. Un alt lucru foarte, foarte interesant. Înfățișarea Domnului Iisus Hristos după înviere a fost așa de diferită că cei mai mulți nu L-au recunoscut. Ce ne spune nouă asta? Înfățișarea noastră, atunci când vom fi răpiți, atunci când vom fi parte din moștenirea Domnului Iisus Hristos, noi nu vom mai arăta la fel. Mai ales noi ăștia mai bătrâni. Nu vom mai arăta la fel. Vom fi cu totul altfel. Cei care li s-a dat ca să vadă cum este acolo, zice că toți erau acolo așa de frumoși, așa de tineri, că nu putea să-i recunoască. Știau că sunt ei, dar erau total, total diferiți. Al treilea lucru care vreau să spun de la început, înainte ca să intrăm în textul nostru. Nimic nu este gratis. Noi spunem, fără plată suntem mântuiți. Dar n-a fost gratis. N-a fost gratis. Mântuirea noastră a costat cel mai mare preț posibil. Fiul lui Dumnezeu a trebuit să moară pentru a plăti datoria noastră. Și a plătit-o în full, total. Nimic n-a rămas neplătit acolo. Să nu uităm niciodată lucrul acesta. Dacă ar fi plătit numai 98% și 2% ar fi încă ar fi rămas de plată, ce am fi făcut? Așa cum am mai amintit și altă dată, chiar dacă fiecare din noi am fi murit pentru propriile noastre păcate, tot nu era de ajuns. Pentru că jertfa noastră nu ar fi fost o jertfă desăvârșită. Aș putea să spun chiar mai mult, care poate vă va surprinde. Dumnezeu nu a avut altă soluție pentru mântuirea noastră decât să-L trimită pe Fiul Său, Cel care era într-adevăr fără plată, Cel care putea să fie o jertfă desăvârșită, așa cum o cerea Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Care este textul cel mai predicat duminică seara? Cei doi ucenici pe drumul Emausului. Haideți să mergem la Luca 24, începând cu versetul 13. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, ceea ce, transferat în măsurile noastre de distanță, ar fi cam 7 mile sau 11 kilometri. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Emaus înseamnă izvor fierbinte. Poate am spune, n-are niciun înțeles spiritual. Izvor fierbinte. În al doilea rând, orice drum dinspre Ierusalim, spre
Ierusalim era sus, însemna o coborâre spre Emaus, spre alte cetăți. Totdeauna când e vorba de un drum care cobora de la Ierusalim, ceva, nu ceva bun se întâmplă acolo. În ziua învierii Domnului Iisus Hristos, deci doi ucenici merg spre Emaus și vorbesc despre evenimentele zilei, despre învierea Domnului. Aș vrea să înțelegem de la bun început, aceasta a fost o întâlnire neplanificată. Neplanificată. Cei doi care mergeau pe drumul Emausului în niciun caz nu s-au așteptat să se întâlnească cu cel înviat din morți. Care sunt subiectele convorbirilor noastre când ne întâlnim? Vedem că ei vorbeau despre evenimentele zilei, Domnul Iisus Hristos, care a fost un om puternic în cuvânt și în faptă și cum a fost răstignit. Acum, care sunt subiectele noastre când ne întâlnim? Hai, sincer, hai să fim sinceri. Cum? Despre ce vorbim noi când ne întâlnim? Bârfim despre păcatele altora? Despre cele rele ce au făcut alții? Despre îngrijorările zilei de mâine? Despre afaceri? Despre bani și datorii? Despre războiul din Ucraina? Despre rezultatele de la sport? Sau despre Domnul Iisus și lucrarea Lui printre noi? Sau ce-am face noi ca lucrarea lui Dumnezeu să propășească? Care sunt subiectele noastre? Sinceri. Mai bine să nu răspundem, a? Mai bine să nu răspundem. Poate Domnul Iisus Hristos să se implice în convorbirile noastre sau, spre rușinea noastră, El va trebui să ne mustre sau, în cel mai rău caz, să tacă. Luca 24:16, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Într-o altă traducere a Bibliei engleze, el i-a întrebat de ce erau triști. Drept răspunsul între ei, numit Cleopa, a zis, tu ești singurul aici, străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Și imediat întrebarea care se pune. De ce n-au recunoscut în el pe Fiul lui Dumnezeu? N-au zis Fiul lui Dumnezeu, proroc, puternic în fapte, puternic în cuvinte, dar nu au zis Fiul lui Dumnezeu. Versetul 20. Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba, încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt și nu i-au găsit trupul. Și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit, așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Cleopa. Cleopa înseamnă în traducere gloria tatălui. Gloria tatălui. Cleopa sau Cleopas, cunoscut. Există unele păreri că acest Cleopa este același cu Clopa. Dar din toate cercetările făcute, mai cu deamănuntul, se pare că aceasta nu poate să fie adevărat. Pentru că numele de Cleopas este un nume grecesc, iar numele de Clopa este un nume aramaic. Pe urmă, cine s-au dus la mormânt prima dată? Femeile, nu bărbații?
Nu ucenicii? Pe unde erau ei? Care era drumul lor în vremele, într-o vreme ca aceasta? Au fugit să scape viața. Îi condamnăm pentru lucrul ăsta? Dacă noi, eu și cu tine, am fi fost acolo, oare ce am fi făcut? Iisus Hristos a fost răstignit, tot Ierusalim a fost pus în mișcare, au pus până și strajă la mormântul lui, oamenii s-au speriat. Și este poate normal să ne speriem în urma unor asemenea evenimente. Ioan 19:25, lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, nu nevasta lui Cleopa, și Maria Magdalena. Acolo erau și niște femei care priveau de departe, printre ele erau Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov cel mic și a lui Iose și Salome. Știți cine era Salome, nu? Salome era mama lui fiilor lui Zebedei, lui Ioan și a lui Iacov. Și am zice aici că fiecare dintre cele trei persoane care au fost la cruce aveau motive speciale ca să fie acolo. Maria Magdalena, cine poate să-și închipuie o femeie care a fost eliberată de duhurile celui rău? O femeie care a fost eliberată de duhurile celui rău a fost în sfârșit liberă să poată să trăiască ca orice om. Zice că Maria Magdalena l-a iubit Domnul Iisus așa de mult. A fost în stare să-i spele picioarele cu lacrimile ei, să-i le șteargă cu părul ei. Nu știa ce să mai facă ca recunoștință pentru ceea ce Domnul Iisus Hristos făcuse pentru ea. Mama Domnului, mama Domnului, era mama. Și cum probabil, după cum am mai studiat înainte, probabil că Iosif nu mai era pe vremea aceea, era numai mama. Și avem noi cântarea, ar fi fost în stare să moară în locul lui. Ea era acolo, își plângea fiul, oricare mamă ar fi fost acolo. Și apoi Salome, cea care s-a dus la Domnul Iisus Hristos și a zis, aș vrea fiii mei să fie unul de o parte și unul de alta în împărăția ta când vei veni să împărățești. Și ce a spus Domnul Iisus Hristos? Nu atârnă de mine, nu știți ce cereți. Deci fiecare din femeile acestea aveau motive foarte întemeiate să stea acolo. Pe urmă, stau și mă gândesc acum, oare s-ar fi legat cineva de ele? L-ar fi făcut cineva lor ceva? Niște femei. Ce să le faci la niște femei? Care plâng pe cel care a fost răstignit. Cleopa, totuși, era un ucenic foarte apropiat cu ceilalți ucenici. Deoarece vedem cum el, în aceea seară, după întâlnirea cu Iisus, merge la cei 11. Iar atunci când Domnul Iisus, cel înviat, se prezintă între ei, și el este prezent acolo. Alții sunt de părere că Cleopa ar fi fost unul din cei 70 care au fost trimiși în misiune de Domnul Iisus Hristos și care multe minuni s-au făcut prin ei. Nu era un străin de lucrarea Domnului Iisus Hristos, de misiunea lui. Au fost trimiși ca să vestească Evanghelia și el, probabil, a fost unul din cei care a fost trimiși. Acum, întrebarea numărul 2, foarte dificil de răspuns. Cine a fost al doilea ucenic? Biblia nu spune. Știți ce la ce concluzie au ajuns unii teologi? Că al doilea ucenic, de fapt, ar fi fost chiar nevasta lui Cleopa. E posibil? E posibil. Merg în aceeași casă, amândoi cer Domnul Iisus Hristos să intre în casă, ok? Probabil era nevasta lui Cleopa și erau împreună acolo și amândoi au stăruit de Domnul Iisus Hristos să rămână cu ei. Acum Domnul Iisus Hristos, după înviere,
merge alături de cei doi ucenici pe care îi aude vorbind și care erau foarte, foarte îngrijorați. Merge alături de ei și ei nu știu cine este. Am zis la început că înfățișarea după înviere a fost probabil așa de diferită încât ei n-au putut să recunoască sub nicio formă. Acum întrebăm altceva. Este posibil ca în drumurile noastre, în lumea aceasta, să mergem, să avem necazuri, să avem probleme, să avem greutăți, să avem gânduri care ne frământă, Domnul Iisus Hristos să meargă cu noi și noi să nu înțelegem că este cu noi? Foarte posibil. De ce uneori ne este așa de greu să credem ceea ce Dumnezeu poate să facă pentru noi sau pentru alții? Nu a știut Iisus despre ce vorbeau ei? Bineînțeles că a știut totul. Uneori ne gândim că Domnul deja știe tot ce se întâmplă și ne întrebăm, de ce trebuie să ne mai rugăm? De ce trebuie să ne mai rugăm? Dacă Domnul știe toate, de ce trebuie să ne mai rugăm? Cei ce suntem părinți, nu știm noi de multe ori tot ce vor copiii? Când încep să vorbească cu noi, nu știm noi ce vor ei? Nu știm noi ce vor ei să ne spună? Nu știm noi sfârșitul la istoria care ei vor să ne spună? Da. Dar îi ascultăm? Absolut. De ce? Ne place să-i auzim pe ei cum ne spun tot ceea ce-i frământă, tot ceea ce-i doare. Poate le e foame, poate... Nu știm noi că le e foame? Ne uităm la ceea ce trebuie să-i fie foame. Dar ne place să vină copilul să zică, mami, tati, mi-e foame, vreau să mănânc ceva. Sigur, nu? Nu, cam așa ne-ar spune și Domnul Iisus Hristos astăzi nouă. Cunoaște absolut prin tot ceea ce trecem. Și parcă ar vrea să le spună, spune-mi problema ta de la locul de muncă, despre acel sentiment de durere din inima ta. Știu deja totul, dar vreau să aud de la tine. Spune-mi. Vorbind despre evenimente care au avut loc în Ierusalim, cei doi de pe drumul Emausului cumva se contrazic prin ceea ce spun. Când încep să vorbească cu Domnul, îi spun cumva că de tot felul de motive pentru care ar fi trebuit să nici nu fie triști. Nu? Niște femei de la noastră ne-au spus că au fost la mormânt și au văzut mormântul gol și Bana m-a și spus acolo, a avut o vedenie ca cu un înger care le-a spus că a înviat din morți. Trebuia să mai fie triști ucenicii noștri pe drumul Emausului? Nu! No. Mai mult decât atât, ei în loc să stea la Ierusalim și să urmărească toate evenimentele, ei pleacă din Ierusalim. Pleacă la un loc de odihnă. Acesta este frumusețea rugăciunii. Vedeți, când citim psalmii, vom găsi că psalmistul deseori se plânge înaintea Domnului. Dar în timp ce Domnul lucrează la inima lui, 10 versete mai târziu îl găsim dând laudă lui Dumnezeu. Când vorbim cu Domnul despre lucrurile care ne frământă și povestim situația înaintea lui, dintr-o dată începem să vedem că de fapt nu prea aveam dreptate. Nu? Avem problemele noastre, frământările noastre și când ne rugăm și implorăm pe Domnul Iisus Hristos și simțim prezența Lui, ne dăm seama că de fapt când Domnul e cu noi, ce poate să ni se întâmple? Totul va fi bine. Chiar dacă va trebui să trecem prin anumite lucruri. Totul va fi bine. El are pentru fiecare din noi un sfârșit binecuvântat. La fel și noi. Nu? Avem probleme, suntem supărați, suntem amărâți. Începem să ne rugăm și să spunem Domnului tot ce ne doare. Așa, deodată vedem cum cuvintele noastre încep să se schimbe. Parcă nu mai ne rugăm pentru problemele cu care am venit înaintea Domnului,
Și începem să-L lăudăm pe El. Și începem să-L binecuvântăm pe El. Vedem apoi diferența între cei ce credeau, ucenicii despre Domnul Iisus Hristos. Ei vedeau în El pe liberatorul națiunii lui Israel. Iar Domnul Iisus vrea să-i facă să înțeleagă adevăratul motiv al venirii Lui în lume. Atunci când Domnul Iisus Hristos începe să le spună despre ceea ce de fapt ei trebuie să înțeleagă, Luca 24, versetul 25, atunci Iisus le-a zis: o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Cuvintele astea par cam tari, nu? Cum zice aici? Nepricepuților. Nepricepuților. Zăbavnici cu inima. Avea dreptate Domnul Iisus Hristos? Probabil că de multe ori l-au auzit vorbind despre ceea ce avea să se întâmple cu el. El însuși a spus: trebuie să merg. Trebuie să fiu dat în mâna celor fără de lege. Și probabil că de multe ori l-a fi deschis scripturile. Adevărul este că atunci când nu ne afectează direct pe noi în momentul ăla, este foarte ușor să uităm tot ceea ce ni se vorbește. Nu? Într-o discuție în care este vorba despre altcineva. Și probabil că situația nu este ușoară. Și poate că trec doar câteva momente și ne întreabă cineva: despre ce ați vorbit? Am uitat. De ce? Că nu a fost nimic pentru noi. Dar atunci când este pentru noi, așa le ținem pe toate. Așa nu uităm. Iisus mustră pe cei doi ucenici pentru necredința lor, dar nu-i lasă doar la mustrare, ci începe să le deschidă scripturile. Ucenicii care au mers la mormânt au găsit mormântul gol și femeile au primit mesajul chiar de la un înger. Când toate lucrurile se întâmplă, ar fi trebuit să fie încântați și plini de credință, plini de speranță. Și cei ce versetul aici erau triști, necăjiți, descurajați. Cuvântul îngerului, mărturia ucenicilor, mormântul gol ar trebui să aducă totală încredere, să-i facă să fie transformați. Și totuși era greu de crezut. În schimb, ei trudiți merg de la Ierusalim spre Emaus, de la Ierusalim spre Emaus în jos, căutând un loc de odihnă și împărtășindu-și durerile și tristețea lor. Iisus a început de la Moise și de la toți prorocii. Fie că am fi un predicator, un lucrător cu tineretul, un lider de studiu biblic, sarcina noastră este totdeauna să vorbim, să descoperim pe Iisus prin cuvântul Scripturilor, să ne concentrăm la El, să căutăm să vorbim despre El de fiecare dată când avem ocazia. Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos, nu purta sub brațul Lui surile scrise ale Lui Moise, ale profeților, ale psalmilor, ca să le deschidă. Fiind cufundat în cuvânt, El a citit Scriptura din memoria și din inima Lui. De multe ori, cei care trăiau în vremea aceea se întrebau: cine este acesta? Cine este acesta? De unde are cuvintele acestea? Nu este un rabin, nu este un învățător al legii. De unde știe el toate lucrurile acestea? Pentru că le-a scăpat din vedere un lucru. El era Fiul lui Dumnezeu. Le cunoștea pe toate. Cunoștea nu numai Scripturile. Cunoștea nu numai legea lui Moise. Cunoștea nu numai psalmii, ci cunoștea inima la fiecare din ei.
Ce îi spune lui Iuda? Ce ai de făcut? Fă repede. Ce ai de făcut? Fă repede. Domnul Iisus știa inima oamenilor. Și ne întrebăm, știe El și inima noastră? Absolut. Absolut. Știe ce avem în inima noastră. Și pe alea bune, și pe alea rele. Și îngrijorările, și bucuriile. Toate. Domnul Iisus le știe. Poate uneori ne gândim că nu prea trebuie să studiem cuvântul, pentru că deja l-am studiat, l-am citit cândva și știm deja despre tot ce este scris. Și acum, dacă am face un test aici, știm, nu? Scripturile. Cunoaștem Scripturile. Dar dacă am merge pe un drum și să discutăm, de exemplu, ce-ar fi în Genesa, capitolul 37 la capitolul 50. Știe cineva? Nu știm. Dar am citit Scripturile, nu? De ce nu le știm? Sau Ezechiel 44, sau Luca 21, capitolul 21 la 24, sau Roman 5 până la capitolul 8. Înainte ca să fim în situația de a învăța pe alții, trebuie întâi să învățăm noi. Să fim totdeauna în locul unde se vestește cuvântul lui Dumnezeu. Să fim consecvenți în cercetarea Scripturilor. Nu știu cum sunt alții. Alții poate au călăuzire din partea lui Dumnezeu că oricând, orice subiect poate să meargă să-l predice. Nu oricine e la fel. Eu nu sunt la fel. Trebuie să studiez. Trebuie să mă pregătesc. Trebuie să înțeleg Scripturile. Ba mai încerc să caut și alte surse ca să mă conving de ce e așa, cum e așa, ce înseamnă, despre ce este vorba. Trebuie să cercetăm Scripturile. Este bine să cercetăm Scripturile. Luca 24 cu 28. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. El s-a făcut că vrea să meargă mai departe. S-a făcut. Nu știa inima lor? Ba știa. Nu știa ce avea să se întâmple chiar imediat după aceea? Ba știa. Este interesant că ei au stăruit de el. Au stăruit de el. Și ce înțelegem de aici? Totdeauna Iisus va fi, cum zicem noi, un adevărat gentleman. Nu se va impune, nu va forța intrarea în casa noastră și dacă el nu este invitat în casă, el își va continua drumul mai departe. Acesta este Domnul Iisus Hristos. Iisus nu va intra niciodată neinvitat în situațiile vieții noastre. Va merge cu noi, dar nu ne va forța niciodată să-i facem voia. El va rămâne cu noi atâta timp cât noi vrem să rămânem cu El. Va merge cu noi doar atâta timp cât noi vrem. Și deși El ne va învăța, El nu ne va forța să-L ascultăm. Să învățăm de la El. Sau poate să mergem acolo unde El vrea să mergem. Nu. El totdeauna ne va vorbi. Dar alegerea este a noastră. Și aici este marea tragedie. Dacă Domnul Iisus Hristos ne-ar forța, și sunt sigur că dacă ne forțează, nu ne forțează la lucruri rele, nu? Dar tragedia este că ne lasă pe noi să alegem. Și de multe ori alegerea noastră nu este după voia lui Dumnezeu. Și abia când ajungem să plătim pentru alegerea noastră, abia atunci ne pare rău și încercăm să ne pocăim.
Cât de ușor este ca să spunem, Doamne, ce vrei Tu în viața mea, aceea voi face. De multe ori mi-am pus întrebarea, dacă Domnul m-ar fi chemat să merg într-o țară musulmană unde aș fi știut că acolo poate să-mi taie și capul, m-aș fi dus? După firea mea, aș fi zis, nu acolo. Dar, dacă Domnul ne trimite undeva, El este acela care va fi cu noi, este acela care ne va călăuzi și ne va da și ocrotirea și biruința. E posibil ca unii, deși ascultă de Dumnezeu, deși ascultă de planul Lui, de chemarea Lui, totul să plătească cu viața? Absolut. Se poate. Dar atunci când suntem într-adevăr în voia Lui Dumnezeu, când căutăm voia Lui Dumnezeu, putem să fim gata să mergem pentru numele Lui, cu Evanghelia Lui, oriunde, chiar dacă va trebui să plătim cu viața. Interesant este că cei care și-au riscat viața de multe ori, interesant e că Dumnezeu i-a scăpat. Dumnezeu i-a scăpat, extraordinar. Probabil că fiecare din noi știm exemple când oamenii au riscat mult pentru Evanghelie. Mi-aduc aminte, aveam un prieten din Bicov, Bicovul de sus, și era la București el și îmi povestea cum fratele lui a fost implicat în distribuția de Biblii. Luau Bibliile și le treceau, nu știu cum, printr-o companie, întreprindere, ceva care era și ruși acolo, le dădeau Bibliile sovietice și le duceau mai departe în Rusia. Și s-a aflat treaba asta. El era, fratele la prietenul ăsta al meu, era unul din cei mai importanți în toată această lucrare. Și acum toți care s-au implicat în asemenea lucrări și-au riscat foarte mult. Mulți au făcut pușcărie pentru treaba asta. Eu cunosc frați din București care au mers la pușcărie pentru lucrul ăsta. La un moment dat, fratele lui mergea într-un tren și când a ajuns la destinație, fiecare ușă a trenului era păzită de un milițian. Și toți care coborau din tren arătau actele. Acum el a zis, gata, s-a terminat, ăsta sunt și gata. Mă prinde, ce să fac? Știți care a fost minunea? În momentul în care el a ajuns în fața milițianului, un alt milițian de la ușa cealaltă l-a chemat, el a întors capul spre ăla, iar el a trecut pe lângă milițian. Și apoi zice că au fost alții din afară care l-au luat și l-au scos afară din țară. Vă dați seama prin ce au trecut unii? Dar mai sunt alții care au făcut și pușcărie. Au făcut pușcărie pentru Biblie. Era o vorbă în București. Nicio situație de genul ăsta nu era fără fratele Caraman. Nu știu dacă ați auzit de fratele Caraman. Aproape în toate el era implicat. Și totuși fratele Caraman a trăit mulți ani, chiar după Revoluție. Era destul de în vârstă, a trecut la Domnul. Dumnezeu l-a păzit. A făcut pușcărie? A făcut și pușcărie pentru Biblie. Sau pentru scrisori care l-a trimis, sau pentru alte lucruri. Dar Dumnezeu a fost cu el. Cei doi ucenici parcă ar fi vrut să afle și mai mult de la Domnul Iisus. Când i-a zis, rămâi cu noi. Ce a făcut pe ei să-L invite în casă? Credeți, poate că și faptul că zicea, măi, e un străin, n-are unde să stea, hai să luăm la noi. Dar sunt convins că ei, de ce le vorbea mai mult, de-aia setea lor era și mai mare să stea de vorbă cu El și să afle și mai mult despre El. Câți dintre cei, și avem și în Biblie exemple, câți au găzduit în casa lor chiar îngeri fără
să-și dea seama. Vă aduceți aminte de Avram? Vă aduceți aminte de Lot? Și Avram și Lot, aceeași atitudine, a luat pe străini în casa lor. Niciodată nu știm pe cine găzduim în casa noastră și cu cine împărțim bucata noastră de pâine. Este extraordinar atunci când ne dăm seama. Poate nu e un înger al lui Dumnezeu, dar este un copil al lui Dumnezeu. Și de multe ori, cei care au fost invitați în casa noastră, am putut să ne bucurăm cu ei de parcă i-am fi cunoscut de o viață întreagă. Mi-aduc aminte, eram 6 copii. La un moment dat a venit cineva care mama nu l-a cunoscut. Avea o barbă până aici și soră, n-am unde să dorm. N-am unde să dorm. Poți să mă primești pe mine? Acum gândiți-vă o familie cu 6 copii. Mai găsește loc și pentru un străin. Dar spre surprinderea noastră și așa cum mi-aduc aminte, mama a găsit și pentru el un loc. Și a dormit peste noapte cu noi. Gândiți-vă cine ar face așa ceva astăzi, chiar în America. N-am mai face așa ceva. Și totuși, este foarte posibil că atunci când ne deschidem ușa pentru un străin, să fie copilul lui Dumnezeu sau să fie chiar un înger al lui Dumnezeu. Acum cei doi zice că l-au recunoscut la frângerea pâinii. Și mulți își pun întrebarea, ce le-a făcut lor, ce i-a convins pe ei că era Iisus Hristos cel înviat din morți, la frângerea pâinii. V-ați gândit? În primul rând, Domnul Iisus ia inițiativa. El ia pâinea, cere binecuvântarea, o rupe și o dă la fiecare. Ei nu erau străini de persoana Domnului Iisus Hristos. Și probabil, Domnul Iisus Hristos a mai făcut așa de cel puțin 2 ori. Vă aduceți aminte la înmulțirea pâinilor? El lua pâinea, dădea și la ala, dădea și la ala, dădea și la ala și pâinea nu se mai termina. Deci nu erau străini de lucrul ăsta. Era un obicei al Domnului Iisus Hristos să ia pâinea, să o frângă și să o dea celorlalți. Al doilea lucru. Ce s-a întâmplat când Domnul Iisus Hristos a luat pâinea? Ce-or fi văzut ei? Semnele cuielor. Când au văzut semnele cuielor, probabil că atunci au fost trapunși ca de un fulger în toată ființa lor. Și când ar fi vrut într-adevăr să stea de vorbă cu el, nu mai este. A dispărut. Și ce aici Biblia că au zis ei unul către altul și au zis unul către altul. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. S-au sculat chiar în ceasul acela. S-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei. Nu numai cei 11, și cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat. Și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum, vorbim de cei doi, și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Acum, o altă întrebare interesantă aici, spune aici, și cum și s-a arătat lui Simon. Avem vreo relatare în Biblie cum Domnul Iisus Hristos s-a arătat lui Simon? Nu avem. Totuși aici spune că s-a arătat. Credem ce scrie aici? Credem. Cum este posibil ca un eveniment așa de important să nu fie relatat? Știți care e concluzia mea? Sunt multe lucruri în viața noastră care ne marchează pentru tot restul vieții. Nu este scris nicăieri. Poate fiecare din noi, dacă am vrea, am scrie câte o carte despre viața noastră, nu? Și poate fiecare carte ar fi foarte interesantă. Dar nu este totdeauna scris tot ceea ce s-a întâmplat. Un frate a venit la mine și vrea să facă o istorie
a mișcării pentecostale din România și nu știa aproape nimic despre București. Fiind de mai mulți ani în București, am aflat multe de la mama, de la tata, de la alții. Și spre surprinderea lui, am avut chiar scris unele cărți care el nu i-a venit să creadă. Wow! Și astea sunt cărți scrise într-un tiraj foarte, foarte mic. N-am auzit de ele așa până acum. Zice, știi ce? Sunt hotărât să... Era o carte destul subțire, scrisă, de exemplu, de fratele Sile Rosche. Zice, sunt în stare să reproduc această carte pentru cât este de interesant ce scrie în ea. Lucruri care au rămas scrise. Sunt lucruri care nu sunt scrise. Regrete, dar inimile celor doi au fost schimbate pentru totdeauna. Ei intră imediat în acțiune. Nu mai sunt obosiți, nu mai este prea târziu, 7 mile, 11 kilometri până la Ierusalim, nu mai este așa de departe. Ei nu mai caută patul cald și perna moale unde să se odihnească, ci aleargă unde? La camera de sus, unde se poate împărtăși vestea bună a învierii Domnului cu ceilalți ucenici. Ce învățăm de aici? Totdeauna, după întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, vom fi total schimbați. Total schimbați. Și fiecare am avut, poate, o întâlnire specială în viața noastră cu Domnul Iisus Hristos. Poate am fost într-o situație de mare descurajare. Poate am făcut ceva rău înaintea Domnului și ne-am gândit, mai am iertare? Mai am trecere înaintea Domnului? Ce credeți că se întâmplă atunci când Domnul ne vorbește, chiar în momente de felul acela? E schimbat pentru totdeauna. Pentru mulți asta a fost adevărata întoarcere spre Dumnezeu. Stai și m-am gândit la nepotul meu, dacă Dumnezeu îl va scoate din situația în care este el, va uita el vreodată de unde l-a scos Domnul? Maria Magdalena n-a uitat niciodată că Domnul Iisus Hristos a eliberat-o de toate duhurile întunericului. Atunci când ne întâlnim cu Domnul, ce facem? Ne odihnim, ce bun e somnul după ce ne-am întâlnit cu Domnul, nu? No. Atunci când ne-am întâlnit cu Domnul, vom face tot ce vom putea să spunem și la alții, vom face tot ce vom putea să facem în numele Domnului ceva bine la altul. Asta și m-am gândit de multe ori. Biserica noastră, ce ne lipsește nouă? Că nu avem atâta curaj, nu avem călăuzirea care ne trebuie să mergem, să spunem altora despre mântuirea Domnului. Care credeți că o fi motivația? Asta și m-am gândit, bazat pe ce am înțeles din textul acesta. Ne întrebăm, ne-am întâlnit cu adevărat cu Domnul, pe care apoi să-L ducem și să-L spunem și la alții? Sau ne-am întâlnit cu Domnul și ne simțim așa de bine că nu vrem să mai spunem nimic la nimeni? Au plecat la Ierusalim, cei doi, da? S-au dus să spună ucenicilor. Și când s-au dus acolo, pe când le spuneau ucenicilor, mai aflăm și despre Simon, că și lui s-a arătat Domnul. Și când toți stăteau acolo închiși, ușile încuiate, nu cumva să intre cineva peste ei, să le facă și lor ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Era o pedeapsă destul de... La ordinea zilei să fie oamenii crucificați. Romanii făceau lucrul ăsta ca să sperie, să înspăimânte pe oameni și să domine. Asta le era motivația. Dar Luca 24:36, pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus s-a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, plin de frică și de spaimă. Ei credeau că văd un duh,
Dar el le-a zis, pentru ce vă sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Ucenicii erau în cea mai grea perioadă, da? Toate speranțele erau spulberate. Erau așa de îngrijorați. Stau și mă gândesc, oare ce-or fi vorbit ei între ei înainte ca să știe că Domnul Iisus Hristos este înviat din morți. Probabil au fi zis, unde să fugim? Unde să ne ascundem? Unde este cel mai bine? Oare ne-or găsi, nu ne-or găsi? Tot Ierusalimul l-a întors pe dos. De data asta, cu ușile încuiate, fără să fie nevoie ca cineva să deschidă ușa, Domnul Iisus Hristos, cel înviat din morți, apare în mijlocul lor. Domnul Iisus nu-i mustră pentru necredința lor. Sau pentru că toți, cu excepția lui Ioan, l-au părăsit, fugind să scape viața. Ce le spune Domnul Iisus Hristos? Ceea ce poate aveau nevoie cel mai mult într-un moment de felul acesta. Pace vouă! Pace vouă! S-au liniștit ucenicii când le-a zis pace vouă? A? Nu s-au liniștit. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dacă eu și cu tine am fi fost acolo, oare cum am fi fost? Altfel? Nu. No. Tot la fel. Gândiți-vă să apară dintr-o dată, cu ușile încuiate, cineva în mijlocul nostru și să ne dăm seama că este cel înviat. Bă, o fi cel înviat sau nu? Nu cumva este doar un duh aici. Deși avuseseră atâtea mărturii deja, cei doi ucenici de pe drumul Emausului abia veniseră și le spuseseră. Se arătase lui Petru, se arătase femeilor. Petru și Ioan fusese la mormânt și a văzut mormântul gol. Și totuși, le era foarte greu să creadă. Plin de frică și de spaimă. Spre surprinderea lor, Iisus intră și le spune, eu sunt. Uitați mâinile mele. Uitați picioarele mele. Și am stat și m-am gândit, oare ucenicii ce-o fi zis? De care s-a dus acolo să vadă cum e. Chiar așa este? Ia, semnele cuielor. În picioare, semnele cuielor. Măi, arată ca, trebuie să fie Iisus Hristos, dar nu arată ca El. O fi El, nu o fi El? V-a zis aminte, după înviere, nu l-a recunoscut nimeni. Ce a recunoscut Maria Magdalena când s-a întâlnit cu El la mormânt? Grădinarul, dar ce-a recunoscut când ea îi spune Rabuni, vocea. Un lucru care rămâne în viața noastră de multe ori, peste ani, este vocea. Am un prieten la Tennessee care nu l-am văzut de peste 30 de ani. Vorbesc cu el la telefon și recunosc vocea. Dar sunt convins că dacă ne vedem față în față, ne uităm unul la altul și nu ne vine a crede. Nu ne vine a crede. Vocea însă este tot a lui. Atunci când îngerul Domnului la mormânt s-a întâlnit cu femeile, ce le zice? Matei 28:5, dar îngerul a luat cuvântul și a zis, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede, spuneți ucenicilor lui, că a înviat dintre cei morți. Iată, el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Am avut versetul acesta și mai devreme.
Iată că v-am spus lucrul acesta. Aș putea să spun că asta este prima întâlnire programată. Domnul Iisus le-a spus, duceți-vă și spuneți, în Galileea, acolo, ei știau foarte bine locul unde trebuiau să se adune, acolo voi veni la ei. Pe de altă parte, Domnul Iisus se încurajează. Dacă am fi fost noi acolo, în locul Domnului Iisus Hristos, oare cum ne-am fi manifestat față de ucenicii care nu credeau de niciun fel? Cum i-am fi zis? Ați fugit? A? Ați fugit? V-a fost frică? A? Acum să vedem, să facem socotelile. Nu este acesta Domnul Iisus Hristos. Asta putem face noi, dar Domnul Iisus nu face așa. Încearcă să-i încurajeze, să le alunge teama și tulburarea din inima lor. Le dovedește că El este în carne și oase, arătându-le semnele cuielor pe mâini și picioare. Versetul 41, fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau. După ce au văzut semnele cuielor, după ce El le spun, erau plini de bucurie că înviase din morți, zice, încă nu credeau și se mirau. El le-a zis, aveți ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagur de miere, El a luat și a mâncat înaintea lor, apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, din nou, proroci și psalmi. Atunci le-a deschis mintea. Asta era tot ce le lipsea lor. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se provodească tuturor neamurilor numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în Ierusalim, în cetate, până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Domnul Iisus Hristos, în continuare, vrea să-i convingă că nu e un duh și că El este cu adevărat Cel care este înaintea lor. Dați-mi ceva de mâncare. Ce putea fi în casa pescarilor? Un pește fript și un fagur de miere, desert. Domnul Iisus Hristos le mănâncă în fața lor și începe să le deschidă Scripturile. Aici parcă toți se luminează. Vedeți cât de important este când deschidem Scripturile. Și ce am observat? Am încercat de multe ori să stau de vorbă cu oameni care, românii ai noștri, care poate i-am întâlnit la un stol sau undeva și am început să le spun despre Domnul Iisus. Când am discutat despre alte lucruri, au fost foarte interesați. Probleme de social security, probleme de Medicare, când am început să discut de Domnul Iisus Hristos, de credință. Nu ne interesează lucrul ăsta. Ne interesează partea aia, dar partea asta nu ne interesează. Și am stat și m-am gândit, unde a fost greșeala mea? Unde a fost? Ceva am greșit. Nu am adus pe Domnul Iisus Hristos în discuție. Nu i-am pus în fața Mântuitorului. N-am arătat ce înseamnă a fi iertat. Nu am avut călăuzirea necesară din partea lui Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta să înțelegem. Întâlnirea cu Domnul ne va schimba viața. Și Scripturile este tot ceea ce trebuie să împărtășim cu oamenii. Intrăm de multe ori în orice fel de discuții și discuțiile merg. Când însă încercăm să vorbim despre Domnul Iisus Hristos, de multe ori ajungem doar la argumente și argumentele nu merg prea departe. Fie ca Domnul cu adevărat să lucreze în viețile noastre, să ne ajute să înțelegem voia Lui și noi să fim aceia care, după ce ne-am întâlnit cu El, să mergem și să ducem cuvântul Evangheliei la oricine în lume. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.